bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Producția lui Emanet, o groapă grozavă plină de șerpi veninoși, o cupolă degenerată, de turnare degenerată și degenerată a valorilor umane și morale, unde mai presus de toate conflictul de interese și lăcomia de a obține cât mai mult a influențat finalul acestei producții, îmbrăcat în mantia. Frauda universală afectează relele tratamente ale actorilor, de unde au plecat toți unul câte unul au devenit gazul lumii și al umanității. Nu o prelungesc cu nedreptățile și intrigile, Sila care a trebuit scos cu orice preț din Halil Ibrahim care a intrat. Dansul o snurboală autogolantă a celor ani fix pe vremea canțlasii Halil Ibrahim sunt în culmea dragostei lor, ca dacă continui si cu sora lui o. După părerea mea, Nanuca este o cladenstina care a venit și a vândut păcătosului Naz, iar Naz o cladenstina vândută tatălui Nanei pentru sume nebunești preia pentru ca Nana să fie promovată și cunoscută ca actriță în Turcia și Georgia. Iar următoarea victimă este Halil Ibrahim, care a luat-o peste o astfel de promovare, dar cred că nu de bună voie, ci de bună voie fiind plătit conform dorintei pe care o avea, dar nu rău, pentru că altfel ar pleca. Și acum suntem aici pe prăpastie. Nana Delia Kic Halil probabil a crezut că va ieși în frunte cu Nana și va triumfa, crezând că eu cred că Sila va fi uitată și fără carieră. Cât despre femeia marocană. Fără să jignesc pe nimeni, dar din câte am citit, marocanii sunt un popor de culoare și nu cred că Halil Ibrahim poate contrazice religia lui, iar pe de altă parte, biciul. Dacă se căsătorește, lăsați-l să moștenească și să fie fericit. În sfârșit, spun că este nevoie de Curtea Supremă de la Haga, dacă ați auzit, dar ați judecat aceste rușini care miros a degenerare și a corupție. Corupție clientelistă, răspunsuri evazive și lângă păcate minciuni, karma, karma avea un nume. Sila, tu printesa, esti un model de care cred că arare ori ai sansa sa te bucur de unul. Nu înțeleg această ură și această necruțătoare pe care ea o are față de acest bărbat. Ceea ce nu poate înțelege nu va schimba nimic în viața ei, care este plină de lucruri bune. Nu-ți face griji pentru el, pentru că o mulțime de lucruri bune îl așteaptă în carieră și vom vorbi despre asta peste ceva timp. Nu știam că există astfel de zvonuri până acum. Am încetat să mă mai uit la Emanet când Sila a plecat. Credeam că Halil a rămas pentru că simțea că datorează recunoștință oamenilor care l-au făcut vedetă și care o etică atât de bună în muncă. Nu spun că Sila nu are, dar cred că a făcut alegerea potrivită în cariera ei. Este înfloritoare și are o mulțime de concerte și proiecte. Halil ar trebui să găsească curajul să plece. Pentru că Emanet se scufundă și nu ar trebui să se scufunde cu ei. Mi-a plăcut foarte mult prestația lui din primul sezon până la moartea lui Seher, apoi a devenit prea plictisitor. Noul protagonist are o voce neplăcută, m-am străduit mai mult. Chiar nu am putut să o văd, în timp ce cu Sila Turcoglu a jucat-o pe Seher, a pus suflet în personaj. A fost o persoană amabilă, serena, care iubește cu toată lumea. Diferența este puternică, nu există cum să-i placă, din moment ce și protagonistul masculin și-a făcut treaba cu laude, dar apoi nu a existat chimie, a fost o telenovelă rece, două capitole pe care le-am văzut nu m-au convins. Și secretul este în jonglarea cu minciunea cele mai înaltă, prba când s-a sătos de putere și trebuie la nunuc, aici tete îi va arată caracterul caucazian. Nici nu vreau să-mi amintesc numele lui Halil. Și sunt sigur că forța l-a șters din memoria ei pe nenorocitul corupt Halil cu mult timp în urmă. Despre ce succes vorbesti. Punct. Al treilea episod din serialul Nagora nu are defecte. El a promis ca serialul Fara Sila va fi si mai urmărit, dacă va continua să conteste ca Sila. Efectul din primele două episoade a adus serialul la o asemenea popularitate. Ar trebui să-i mulțumească Silei și să-și ceară scuze pentru lucrurile rele pe care i le-a făcut. Ne vom ruga împreună lui Allah pentru a ne proteja de toți invidioșii.
să joace cu Sila împreună are cel mai mult succes. Cred că s-a convins cât succes a avut cu Nanuca de da o singură oră pe zi serialului în România, că nu are rating, sta aproape de Sila. Emanet, sezonul 3, este foarte slab, incomparabil cu cele două sezoane. Îl apreciez pe Halil ca actor, dar în acest sezon nu iese în evidenta cu Nanuca. Într-adevăr, dacă mai are un oarecare succes, mulțumește-i lui Sila pentru că faima lui scade. Naz și Nanuca i-au stricat succesul. Sincer, nici nu mi-a plăcut când a jucat cu Sila. Nu-l găsesc atât de excepțional, cred că sunt și alți actori turci și mult mai buni decât el și, de asemenea, mult mai frumoși. Dar aceasta este părerea mea umilă. Dacă pot să adaug, cred că povestea dintre Sila și el a fost doar o cascadorie publicitară pe care aceste seriale turcești o fac de obicei cu protagoniștii pentru a-i atașa pe fani. Sila este prea tânără pentru a se întâlni cu un bărbat de 40 de ani. Din nou, aceasta este doar părerea mea că, având o fiică de vârsta ei, nu mi-ar plăcea să se întâlnească cu cineva aproape de două ori mai mare decât ea. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascalii.